Să nu fie prea mult, să nu obosim prea repede în a mărturisi din nou și din nou că Hristos a înviat. Cândva se spunea 40 de zile, astăzi s-a redus la mai puțin, dar măcar astăzi și mâine să fim zeloși în a mărturisi și a proclama adevărul acesta universal, că al nostru Hristos este viu, gloria lui în veci. O zi de bucurie pentru biserică, o zi de bucurie pentru familii într-o țară liniștită, deocamdată, mulțumim Domnului pentru protecție, dacă la nord e război, la sud e cu tremur, în alte părți sunt migrații riscante, oameni care n-au locuințe, totuși la noi este bine și mulțumim Domnului pentru harul acesta. Parcă ne ajută și vremea să o mai încălzit un pic, au înflorit pomii și parcă și natura mărturisește despre înviere, despre puterea învierii, de aceea ne bucurăm să fim aici la slujbă, eu deja am fost la o altă slujbă dimineața la șapte, la Biserica Baptistă Speranța, vă transmit salutări din partea fraților noștri de la Speranța. Ne-am bucurat acolo, acum ne bucurăm aici. S-au cântat cântări extraordinare. Mulțumesc Domnului pentru cântările din această dimineață, am simțit cu adevărat prezența Domnului și învierea. Domnul, pe toți să ne binecuvinteze. Peste mine, pentru mine este o zi specială și pentru că pentru prima oară în viață mă căznesc să predic de pe tabletă. Am văzut că predicatorii moderni au tabletă și mi-am luat și eu una. Dacă totuși cumpără surorile câte o poșetă nouă, m-am luat și eu ceva nou de Paște. Și am zis să o inaugurez de Paște. Am auzit de la predicator mai vechi că e bine în caz că n-ai power la predică să ai PowerPoint. Sau dacă n-ai ungere, măcar să ai tabletă. Așa că sper să nu mă încurc, sper să nu înceapă să cânte, că nu prea știu să o folosesc. Da, în această dimineață m-am uitat la un aspect ca de obicei, v-am obișnuit, încerc să subliniez un aspect al sărbătorii. Și vreau să vă previn că aș vrea să citim din toate Evanghelile. Repet ce am spus la alte sărbători. În vânzolea aceasta alergării, în gălăgia aceasta a pregătirilor cu cumpărături, cu pregătiri, cu mese, cu gătit, cu drop de miel, cu vopsii de nu știu ce. Trec sărbătorile, intrăm în ziua Paștelui, încep vizitele, trebuie să mănânci câte ai pregătit, neamurile și trec sărbătorile și zic, a nu știu câta oară, nu citim niciodată narațiunile legate de sărbătoare. Dragii mei, nu uitați că la Paștele Evresc, pe baza căruia noi construim Paștele creștin, pe fundația aceea avem noi Paștele nostru. La Paștele vresc, tatăl era dator să spună copiilor povestea, narațiunea, istoria. Există riscul acesta să transformăm sărbătoarea aceasta a lui Dumnezeu într-o sărbătoare de școală duminicală. Am viat, am înviat, cântecele și plecăm acasă. Și nu intrăm, cum spunea și fratele Romii, dincolo de giulgiu, dincolo de aspecte poetice și de pictură, nu intrăm în adevărurile scripturii legate de înviere. De aceea am să citesc din toate Evangheliile și din epistole, cam toate textele care sunt legate de sărbătoare. Pentru că e important să citim. Vreau să observ ceva în această zi, pornesc de la o premiză. Am observat ceva anul acesta pentru prima oară. Sfânta scriptură alocă mult mai mult spațiu, Dumnezeu oarecum investește mult mai multă energie în prezentarea arătărilor lui Hristos decât în prezentarea învierii lui Hristos. Și aici, într-un fel, ce spunea fratele Romii se întărește, noi oamenii moderni suntem foarte, foarte preocupați de detalii. Asta este o meteahnă a modernismului. Bun, dar cum a fost? Bun, dar cum o arăta? Dar întrebări care nu prea au rost. Dar cum o trecut prin păreți? Bun, dar semăna cu el? De ce nu îl vedeau? Erau ei orbi sau nu mai semăna? Aveau o slavă aparte. Și întrebări despre Giulgiu, cum se spunea despre, spunea în vinerea mare despre piroane, intrăm în detalii pe care Biblia nu le dă. Nu v-ați întrebat de ce Dumnezeu nici nu insistă pe astea? Așa cum spuneam joi, el n-a insistat pe durerea fizică, pe detalii foarte de pictură legate de moarte, tot așa și la înviere. Învierea lui Hristos este redată foarte succint. Și mult mai mult spațiu în Biblie se alocă arătărilor lui Isus Hristos. De bună seamă, Matei 28, mergem prin Evanghelie de la 1 la 7, învierea lui Isus. Simplu. Am vrea niște detalii. Mai ales în generația asta preocupată nu doar de detaliu, mă refer la adolescenți și tineri, preocupată de efecte speciale. 3D, IMAX, trecut prin pereți, cu tremure, ne-ar fi plăcut să știm mai mult. Dar Dumnezeu nu pierde prea mult spațiu, nu investește în asta. După înviere apare titlul Iisus se arată femeilor. Ele au plecat repede de la mormânt, spune Biblia, cu frică și cu mare bucurie și au alergat să dea de veste ucenicilor lui. Dar iată că le-a întâmpinat Iisus și le-a zis, bucurați-vă! Ele s-au apropiat să-i cuprindă picioarele și i s-au închinat. Apoi, încă un titlu. E bine să avem Biblia în print, pentru că acolo apar Arătarea lui Iisus în Galileea. Da? Învierea e scurtă, apoi arătarea femei, femei arătarea lui Isus în Galileea. Cei 11 ucenici s-au dus în Galileea, în muntele unde le poruncise Isus să meargă. Când l-au văzut ei, s-au închinat, dar unii s-au îndoit. Isus s-a apropiat de ei, a vorbit cu ei și le-a zis. Mergem în Marcu, capitolul 16, celebrul capitol zice cuvântul acolo, învierea lui Isus de la 1 la 8, 8 versete. Apoi, arătările lui Isus după înviere. Biblia insistă pe arătarea lui Isus. Isus după ce a înviat în dimineața zilei din treia săptămânii, s-a arătat mai întâi Mariei Magdalena, din care scosese șapte dragi. Ea s-a dus și a dat de știre celor ce fuseseră împreună cu el, care plângeau și se tânguiau. Când au auzit ei că este viu și că a fost văzut de ea, n-au crezut-o. După aceea s-a arătat în alt chip la doi dintre ei pe drum când se duceau la țară. Aceștia s-au dus, de-au spus lucrul acesta și celorlalți, dar nici pe ei nu i-au crezut. În sfârșit, în sfârșit s-a arătat celor 11 când ședeau la masă și a mostrat pentru necredința și împietriria inimilor, pentru că nu crezuseră pe cei ce-l văzuseră în viață. Dragi creștini, în dimineața aceasta, noi nu ne oprim la adevărul că Hristos a înviat. Și prin faptul că nu accentuez asta, nu vreau să spun că este un lucru de neg 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 neglijat. Învierea lui Isus Hristos este cea mai mare minune din istoria Pământului. Niciodată în istoria lumii n am viat un mort care să nu mai moară niciodată. A fost singur exemplu. Da, învierea e minunea minunilor. Însă astăzi mergem mai departe și vrem să subliniem un alt adevăr. Nu doar că a înviat, Hristos s-a arătat. Își ia foarte mult timp Biblia. Domnul Iisus investește mult timp ca să comunice adevărul în învierii. N-ar fi putut Dumnezeirea să facă o sărbătoare în cer? Să se bucure în Trinitate, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, să se bucure Îngerii, Serafimii, să fie doar acolo sus o sărbătoare divină? Nu! Dumnezeu a vrut să ajungă acest adevăr și la noi. De aceea, astăzi proclamăm, Hristos se arată. Am viat și se arată. În Luca găsim din nou același lucru, Luca 24, învierea lui Isus. Iarăși, opt versete, foarte scurt, și apoi spune, Iisus se arată la doi ucenici. Un text lung, n-am să-l citesc, se citește de obicei seara, apoi, Iisus se arată celor 11 și celorlalți. Pe când vorbeau ei astfel însuși, Iisus a stat în mijlocul lor și le-a zis, pace vouă, plin de frică și de spaimă, ei credeau că văd un Duh. Dar el le-a zis, pentru ce sunteți tulburați? Și de ce vi se ridică astfel de gânduri în inimă? Uitați-vă la mâinile și la picioarele mele. Eu sunt. Iisus se arată. Evanghelia după Ioan. Învierea lui Iisus. Primele 10 versete. Apoi, urmăriți doar titlurile. Iisus se arată Mariei. Text mai lung. Iisus se arată ucenicilor. În seara aceleiași zile, cea din săptămânii, pe când erau ușile locului, unde erau adunați ucenicii încuiate de frica iudeilor, a venit Isus, a stătut în mijlocul lor și le-a zis, pace vouă! Și după ce a zis aceste vorbe, le-a arătat mâinile și coasta sa. Ucenicii s-au bucurat când au văzut pe Domnul. Isus le-a zis din nou, pace vouă! Următorul titlu, Isus se arată și lui Toma. Capitolul 21. Arătarea la Maria Tiberiadei. Vedeți, dragi creștini, cât de mult investește Dumnezeu în arătarea sa? Cât de mult l-a preocupat pe Dumnezeu ca acest adevăr să nu rămână secret? Da, fapte capitolul 1, exact la Ioan 21, în partea dreaptă, un alt verset reprezentativ. Fapte 1 cu 3. După patima lui, li s-a înfățișat viu prin multe dovezi, arătându-li se deseori, timp de 40 de zile și vorbind cu ei despre lucrurile privitoare la împărăția lui Dumnezeu. Oare cât să fi durat învierea? Un minut? 30 de secunde? A fost o minune. Cât a investit Hristos în arătările lui? 40 de zile. 40 de zile, îmi spune aici Luca, non-stop, deseori, în multe rânduri, în multe feluri, la mulți dintre ei, Iisus se arată. De ce? Pentru că vrea să fie sigur că toți l-au văzut, că toți au înțeles, că toți sunt convinși că da, El este viu. Vreau să comunic în această dimineață de sărbătoare bisericii un adevăr, Hristos se arată. Nu doar că e viu, are dragostea asta să descopere puterea învierii Lui, gloria Lui în veci. Mergem acum la un alt text celebru și încheiem șirul acesta al citirii în 1 Corinteni, capitolul 15. Îl citim de obicei la programele din a doua zi, atunci când se fac, sau cu alte ocazii după Paște. Vă fac cunoscut, fraților, în Ticoreten 15 cu 1, Evanghelia pe care v-am propovăduit-o, pe care ați primit-o, în care ați rămas și prin care sunteți mântuiți dacă o țineți așa după cum v-am propovăduit-o. Aici vreau altfel degeaba, ați crezut, vreau să subliniez ceva, dragii mei. E foarte important să înțelegem Evanghelia. Există pericolul în lumea modernă să predicăm o Evanghelie parțială. O Evanghelie în care subliniem mai mult harul lui Dumnezeu și mai puțin judecata lui. Nu-i Evanghelia, e o parte. Și prin asta nu ofensez harul. Suntem tentați să vorbim mai mult despre dragostea lui Dumnezeu decât despre judecata lui Dumnezeu. Spune aici Pavel, frații mei, eu am predicat o Evanghelie întreagă și veți fi mântuiți. Evanghelia are putere de mântuire dacă o predicăm cum? Așa, zice Pavel aici. Adică întreagă. Păi ce e Evanghelia? S-ar putea că nu ne mai place Evanghelia, ne-am plictisit de ea. Evanghelia este simplă, Evanghelia este atât de cunoscută de noi care umblăm pe calea pocăinței și s-ar putea să plictisim pe unii oameni care s-au obișnuit cu Evanghelia. Dar îmi iau timp să o recitesc, să puntez fiecare lucru din Evanghelie. Ce înseamnă pentru Pavel Evanghelia? Pentru că cred ce spune Pavel, Evanghelia are putere de mântuire. Și mă rog ca Dumnezeu să mântuiască în dimineața aceasta. Auzi care e Evanghelia? V-am învățat înainte de toate, așa cum am primit și eu primul punct din Evanghelie, că Hristos a murit pentru păcatele noastre după Scripturi. Slăviți să fie Domnul! Așa începe Evanghelia. Ea a început în vinerea mare. Hristos a murit pentru păcatele noastre, ale mele și ale tale, după Scripturi. Și spunem, Doamne, îți mulțumim că ai plătit pentru păcatul nostru. Evanghelia nu se oprește aici. Hristos a fost îngropat. Și asta trebuie predicat. Hristos a fost îngropat, tot după scripturi. Apoi continuă Pavel cu punctul 3 din Evanghelie. Hristos a înviat a treia zi după scripturi. Și zicem, slăviți să fie Domnul. Suntem adunați aici sute de oameni din dej ca să sărbătorim faptul că Hristos a înviat după scripturi. Dar vreau să observ ceva. Nu se oprește aici Evanghelia. Evanghelia nu se oprește la învierea lui Isus Hristos. Ci culmea, punctul final, punctul culminant al Evangheliei este tocmai arătarea lui Hristos. Aici se încheie, nu mai apare nimic. Zice Pavel așa, apoi s-a arătat lui Chifa, apoi celor 12, după aceea s-a arătat la peste 500 de frați deodată, dintre care cei mai mulți sunt încă în viață, iar unii au adormit. În urmă s-a arătat lui Iacov, apoi tuturor apostolilor. Dragii mei, Evanghelia are acest punct culminant. Iisus s-a arătat. Iisus se arată. Și dacă n-ar fi acest ultim verset, tot ce ar fi fost până aici ar fi fost fără putere. Ascultă-mă cum se termină Evanghelia pentru orice persoană, zice Pavel așa, după ei toți, ca unei stârpituri. Mi s-a arătat și mie. Asta e Evanghelia întreagă. Dacă n-ar fi fost versetul acesta, era o sărbătoare pur istorică. S-a arătat Hristos lui Petru, s-a arătat Mariei, putem iarăși picta cum a fost în grădină, grădinarul, putem crea poezii, dar Pavel spune, oameni buni, Evanghelia înseamnă mai mult, Evanghelia înseamnă că eu m-am întâlnit cu Hristosul înviat. Iisus mi s-a arătat mie. Sărbătoarea Paștelor are o dimensiune personală. M-am întâlnit eu cu Hristosul înviat. Vreau să te întreb ceva în această dimineață, dragul meu ascultător. Poți să spui și tu în această zi, după ce s-a arătat bunicilor mei, după ce Isus a arătat părinților mei, într-un final ca unei stârpituri, Isus mi s-a arătat și mie. Asta e Evanghelia. Isus vrea să-L cunoști tu Iisus vrea ca tu să te întâlnești cu El astăzi la învierea Lui. Nu celebrăm ce a fost. Celebrăm că Hristos, înviat, mi s-a arătat mie. Dragii mei, urmează botezul. Urmează botezul și vom avea o sărbătoare mare. Însă întrebarea pe care o lansez tuturor candidaților de botez și bisericii este mai mult decât dacă vrei să te botezi. Ești tu un om născut din nou, a experimentat puterea învierii lui Isus? Ți s-a arătat Hristosul în viație, adevărul acesta vreau să-l predic, Hristos se arată în mod personal, slăvit să fie El. Știu că nu avem nicio ezitare să spunem despre ortodoxi și catolici, despre români în general, că există printre ei mulți creștini nominali, adică cu numele, Născu nu sunt născuți din nou, dați creștini. Dar m-a întrebat asta, oare pe nominal sunt? Zice fratele meu că sunt o grămadă. Păi înseamnă că trebuie să ne ocupăm de ăștia, să ne rugăm pentru ei. De-aia trebuie să, să subliniem adevărul acesta. Oameni buni sunt printre noi oameni care nu știu cine este Hristosul înviat. E o tragedie. Eu îi mulțumesc Domnului că în urmă cu 23 de ani mi s-a arătat mie. De aceea îmi bate inima pentru copiii dumneavoastră. Și am iubit această categorie de vârstă mai mult decât oricare alta în slujirea mea. Pentru că eu însumi am fost cândva în biserică. Poate am mai spus asta și cântam la fanfară. Și cântam la cor. Și cântam în corul bărbătesc. Și dobândisem atât de bine măestria asta a simulării. Eram un actor de Hollywood, învățasem pe de rost ideea de cultură penticostală, mă adaptasem, cântam, nimeni nu mă mirosea. Ba chiar păstorul spunea mamei mele, sora Maria, ce băiat bun aveți! O, oh, dacă ar fi toți copiii dumitale ca că ăla mare! Dom'le, așa cu minte îi! Și îmi spunea mama consternată, mă omule, cum ai reușit să-l păcălești pe păstor în halost? Cum ai reușit? Uite, el zice că ești cel mai pocăit din biserică. Și totuși nu eram născut din nou. Dar în cele din urmă, Hristos mi s-a arătat mie. Înțelegi, dragul meu tânăr, că nu e suficient să te botezi? Că pe noi nu ne încântă numărul mare de pe listă, ci întrebarea ai: Îl cunoști pe Isus înviat? Asta e Evanghelia, Dumnezeu să ne binecuvinteze. Ce ne învață pe noi arătările lui Isus? Câteva gânduri. Ce ne învață arătările lui Isus pe noi astăzi? La mai în primul rând, primul lucru pe care îl văd eu aici și care mă aduce bucurie, este că Dumnezeu își dorește extrem de mult să se reveleze pe sine. Arătările lui Hristos ne vorbesc despre natura lui Dumnezeu. Dumnezeu nu-i cum ne spune cultura populară românească, undeva departe pe un tron înstrăinat de oameni. Dumnezeu nu e Dumnezeul acela transcendent pe care îl zugrăvesc uneori bisericile tradiționale, nu. Înțeleg din ce am citit că El abia așteaptă să se descopere. E un Dumnezeu relațional, e un Dumnezeu care iubește omul, e un Dumnezeu care atunci când face o minune, vrea să știe toți. Asta îmi spune Evangheliile. Dumnezeu trimite o armată de vestitori să audă lumea întreagă, să audă România, să audă dejul că Iisus Hristos a înviat. Cu alte cuvinte, Dumnezeu nu e secretos ca și noi. Noi suntem foarte secretoși. Omul modern nu cumva să se afle ceva. Dacă îi năcaz bilete, fraților, rugați -vă. dacă am câștigat un milion de euro, nu cumva să afle cineva că vin frață și cer împrumut. Dacă am luat o mașină nouă sau ceva, sau o casă nouă, ne tot frecăm mâinile, Mai cum să facem să nu afle lumea? Dumnezeu nu e așa. Dumnezeu face cea mai mare minune din istorie. Îl înviază pe Hristos și vrea să afle toți. Pentru că asta e natura Dumnezeului nostru. E un Dumnezeu care se descoperă. E un Dumnezeu care se revelează. E un Dumnezeu care vrea să-l cunoști și tu. Mai mult decât dorești tu să-l cunoști pe El, dorește El să-l cunoști. Mă duc acum în Cartea Evreilor. Introducerea în această carte, primele versete, îmi plac foarte mult. Am mai predicat de aici. Se zice cuvântul așa în Cartea Evreilor, capitolul 1, versetul 1. Evrei 1 cu 1. După ce a vorbit în vechime părinților noștri prin proroci în multe rânduri și în multe chipuri, Dumnezeu la sfârșitul acestor zile ne-a vorbit prin Fiul pe care l-a pus moștenitor al tuturor lucrurilor și prin care a făcut și viacurile. El, adică Isus, El care este oglindirea slavei Lui și întipăriria ființei Lui și care ține toate lucrurile cu cuvântul puterii Lui. Când citesc în acest verset aici, în aceste versete, cuvântul Domnului, îmi vine în minte imaginea unui iubit care locuiește într-o altă țară. Da, imaginați-vă dumneavoastră că un băiat din, știu eu, din Madrid sau din Paris curtează o fată de la Dej. Și la început îi trimite câte un sms cum începe orice relație, sau poate numai un like la o poză, apoi un coment așa neutru, apoi îi cere numărul de telefon, îi trimite o fotografie mai actualizată, începe să-i scrie scrisori, iarăși poze, vorbesc la telefon mai personal și la un moment dat omul ăsta, tânărul ăsta, plin de dragoste, nu mai rezistă în Paris. Și zice, vreau neapărat să mă duc să mă întâlnesc personal. Exact asta a făcut Dumnezeu. Ce după ce în vechime ne-a trimis Dumnezeu semeseuri și fotografii prin proroci, cam așa arată Dumnezeu, cam așa este Dumnezeu, Dumnezeu este moral, Dumnezeu este sfânt și prin proroci și prin psalmi și prin sfinții din vechime, Dumnezeu ne-a vorbit de departe. Dar la sfârșitul viacurilor, Dumnezeul acesta iubitor, gloria Lui, Dumnezeul acesta n-a mai rezistat. A zis: Vreau să mă cunoască oamenii așa cum sunt. Am să-l trimit pe Fiul meu. Și a venit Hristos să ne spună: Oameni buni, uitați-vă la mine. Așa arată Dumnezeu. Și în învierea lui Hristos am văzut puterea acestui Dumnezeu, binecuvântat să fie numele Domnului. Dragul meu, Dumnezeu vrea în această dimineață să ți se descopere. Dacă nu-L cunoști, scopul acestei întâlniri e să te întâlnești cu El. Și mă rog lui Dumnezeu să facă lucrul acesta. La final ne vom și ruga pentru cei care nu-L cunosc pe Dumnezeu. Așa că, dragul meu, fă din Paștele acesta un prilej de rugăciune. Și să recomand o rugăciune. Dacă nu-L cunoști pe Dumnezeu, eu sunt conștient, dragii mei, că la Paște, în adunare, sunt oameni care îl cunosc pe Hristosul înviat și care nu-L cunosc. Pentru cei care nu-L cunosc, vreau să vă dau o recomandare. Faceți de sărbători o rugăciune care se află în Filipeni 3 cu 10. Vă rog să o afișați. Filipeni 3 ,10. Și să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui. Amin? Îți doresc, dragul meu, să-L cunoști pe El. Și eu vin dintr o familie în care bunicii au fost pocăiți, străbunicii au fost pocăiți, părinții au fost pocăiți și totuși am avut nevoie de întâlnirea cu Dumnezeu, cu Hristosul înviat și de când l-am văzut, n-am nevoie de argumente științifice, cum se spune aici, n-am nevoie de speculații, eu știu că Hristos este viu cum spunea Petrică Dugulescu într-o poezie de-a lui, a fost cândva o înviere și în ea am înviat și eu. Ai înviat și tu împreună cu Hristos, cum spune Cartea Romanilor? Dați-mi voie să mai pun o întrebare. Cum se descoperă Hristos? Cum se arată? Mă uit acum în mod deosebit, spuneam că trec prin toate evangheliile, la arătarea lui Isus în ce o privește pe Maria, S-ar putea că n-am înțeles cum vorbește Dumnezeu oamenilor. S-ar putea că am renunțat în a l mai căuta pe Dumnezeu pentru că n-am înțeles cum se revelează Dumnezeu. Dragii mei, Dumnezeu nu este o persoană brutală care să arate mult dintr-o dată. N-a făcut-o niciodată. Îmi amintesc din nou, poate am mai spus aici de colegul meu de bancă care îmi spunea Păi dacă Dumnezeu există, să-L văd acum aici. Na, să-L văd. Și să aștepta el să apară așa un tron de slavă, o lumină uriașă, să spună Dumnezeu, uite-mă aici. -s. Dar Dumnezeu n-a făcut-o și nu face asta. Dumnezeu se revelează progresiv. Cunoașterea lui Dumnezeu, dragi creștini, este o călătorie. Nu știu unde ești pe drumul ăsta, dar mulți credincioși renunță. Și eu am frustrările mele. Deși umblu cu Domnul de mulți ani, citesc scripturile și nu văd în viața mea tot ce am citit în Noul Testament. Și am mereu gânduri de renunțare. Oare chiar așa să fie? Doamne, mă rog, uite, postez, mă duc la biserică, slujesc și totuși parcă n-am văzut slava Ta așa cum e în Noul Testament. Nu știu cum sunteți dumneavoastră, eu așa sunt. Nu sunt genul de om care spun, nu, asta a fost atunci. Există înțelegerea asta foarte selectivă. Asta a fost numai în vremea lui Isus. asta au făcut numai apostolii. Cum îmi spunea cineva recent la o mormântare aici, îndeși, păi frate, nu-i neapărat să fie Duhul Sfânt ăla cu tătea careturile. Auzi, Duhul Sfânt convertește, e destul, e bugăt. Duhul Sfânt dă caracter. Eu vreau, frate, spuneam, eu vreau mai degrabă să fie roadă decât darul. Eu spun, mă, frate, eu nu vreau așa. Eu vreau Duhul Sfânt în varianta full option. Vreau și darul, vreau și botez cu Duhul Sfânt, vreau și convertiri care le face Duhul Sfânt, vreau și caracter, adică roade, eu vreau tot. Dumneavoastră cum doriți? Însă pe drumul cunoașterii lui Dumnezeu uniori, obosim așteptând și da, Dumnezeu se revelează progresiv, încet și face plăcere să se descopere pas cu pas. Mă uit la Maria și văd că descoperirea lui Hristos sau revelația a fost treptată. De bună seamă, mă uit aici la primul verset, mă duc în Ioan 20, spune În ziua din tâia săptămânii, Maria Magdalena s-a dus dis de dimineață la mormânt, pe care era încă întuneric și a văzut că piatra fusese luată de pe mormânt. Dar Hristos nu apare din prima în lumină, întâi apare un semn. Trebuia să-și pună întrebări. Dragi creștini, nu disprețuiți semnele pe care Dumnezeu vi le dă în viață. Are Dumnezeu taina asta lui că vorbește cifrat. Unii ori îți vorbește prin uși închise, uși deschise, prin circumstanțe, prin oameni, prin situații și noi ignorăm și spunem, pe asta nu-i Dumnezeu, să-mi vorbească mai clar. Dacă disprețuiești începutul, sunt șanse mari să nu mai guști din restul călătoriei. Fiți atenți la toate detaliile vieții. Mi s-a întâmplat să-mi vorbească Dumnezeu prin oameni necredincioși, profetic. Mi s-a întâmplat Dumnezeu să-mi vorbească prin copii. Dumnezeu vorbește prin partenerul de viață. Și noi așteptăm îngeri și minuni și stele. Dumnezeu vorbește și în felul acesta. Puneți întrebări când întâlnești lucruri ciudate. Cum de piatra asta e prăvălită? Nu știm câte toni au avut. Și oamenii au pus-o. Puteai să explici științific, păi oamenii care au pus-o, au dat-o. Dar până la un moment, era un semn că ceva s-a întâmplat în dimineața aceea. Dumnezeu să ne dea un spirit al atenției. Cred că foarte mulți dintre noi nu avem acest spirit al atenției. Dumnezeu vorbește prin detalii, Dumnezeu șoptește. Apoi găsim aici, tot în Ioan 20, mă duc cronologic în felul în care prezintă, nu neapărat pretind că este o ordine a importanței, dar sunt mai multe etape ale descoperirii lui Hristos. Spune cuvântul aici căci tot nu pricepeau, și -o spunea și fratele Romea asta, da? că după Scriptură Iisus trebuia să învieze. Da, Dumnezeu vorbește prin Scriptură și n-am putea să sări peste asta, dragi creștini, cartea aceasta este o carte importantă, și acum de Sărbător, vreau să vă rog ceva numele Domnului, mai deschideți cartea asta. Amin. Cartea aceasta este cartea care ne vorbește despre Dumnezeu. Din păcate, pentru foarte mulți români cartea asta a devenit un loc de ascuns bani, că acolo nu caută nimeni. A devenit un fel de colector de praf în biblioteca noastră. Deschidem mai des orice altceva. Și atât de rar mai deschidem cartea. Despre Isus se spune în Luca, în capitolul 4, că i s-a dat cartea, a deschis-o și a început să vorbească oamenilor despre Harul lui Dumnezeu. Dragi creștini, ocupați, alergând de aici colo, nu uitați că Dumnezeu vorbește prin Scriptură. Amin. Apoi spune cuvântul că Maria se întâlnește cu niște îngeri, stând acolo, insistând, nu pleacă, nu renunță, Dumnezeu îngăduie în viața ei o revelație specială. Spune cuvântul, dar Maria se dea afară lângă mormânt și plângea. Pe când plângea, s-a plecat să se uite în mormânt și a văzut doi îngeri în alb șezând în locul unde fusese culcat trupul lui Iisus. Unul la cap, altul la picioare. Femeii au zis ei, pentru ce plângi? a răspuns, pentru că au luat pe Domnul meu și nu știu unde l-au pus. Vreau să vă întreb, Câți dintre dumneavoastră ați văzut doi îngeri? Vă rog să ridicați o mână. Doi deodată. A, deci minunea asta e mare. Hai că de văzut poate mai vezi într-o vedenie, dar câți ați vorbit la propriu cu îngerii, că aici nu e o iluzie, ea vorbește cu doi îngeri. Și ni se comunică clar ce au zis acești îngeri. Dar mei, Dumnezeu vorbește și în mod supranatural. Nu disprețui supranaturalul. Dumnezeu vorbește prin vedenii, Dumnezeu vorbește prin vise, Dumnezeu vorbește prin îngeri. Fii un om cu urechea deschisă și lasă-L pe Dumnezeu să ți se reveleze și așa. Dar Maria nu se mulțumește nici cu asta. Nu se mulțumește. E prea puțin. E prea puțin. Spunem unde e El. Eu vreau să mă întâlnesc cu El. Îngerii nu suficienți, scripturile nu le-am înțeles, semnele le-am ignorat. Vreau să mă întâlnesc cu El. Și o spune cuvântul acolo, că la un moment dat a zis Iisus, femeie, de ce plângi? Pe cine cauți? Vezi, căutarea care merge mai departe. Nu se oprește, nu mi-ajung îngerii, nu mi-ajung scripturile, vreau să-L cunosc personal. Și Iisus îi spune pe nume, Poate cel mai intim și mai frumos verset legat de înviere, Marie. Atunci se prăbușește la picioarele lui și spune, Rabunii, învățătorule, cu alte cuvinte, pe tine te-am căutat. Înțelegi, dragul meu, că Duhul Sfânt mă trimite iar și iar tot aici? Și ăsta e mesajul dimineții, Dumnezeu vrea să-L cunoști pe El în mod personal? Înțelegi tu, dragul meu, că Iisus vrea să ți se reveleze și ție de sărbători? O, Doamne, lucrează Tu! Mântuiește la dej și adu mântuirea în orașul nostru. Vreau să mai observ ceva. Cât de, încă o întrebare vreau să pun. Cui îi se descoperă Hristos? Învățăm ceva și de aici. Cui se arată Isus? Care sunt prioritățile Lui? Pentru cine investește El timp? După cine aleargă să îi se arate? În toate evangeliile, în toate evangeliile, există ceva comun. Isus se revelează întâi femeilor. Da? Nu niciun secret. Nu se revelează lui Petru oricât de bun predicator a devenit, nu se revelează nici celorlalți apostoli, el se descoperă întâi și întâi celor care l-au căutat. Pentru că, dragii mei, rămâne în picioare principiului Dumnezeu. El se lasă găsit de cei care îl caută. Femeile astea n înțeles Biblia, să nu credeți că au fost mai pocăite decât ceilalți. Dar au avut ceva special, nu s-au oprit din căutare. Au zis, nu ne mulțumim cu atât, nici cu piatra, nici cu îngerii, vrem să-L găsim pe El. Mort sau viu, vrem să-L vedem pe El. Dragii mei, Dumnezeu onorează căutarea. Biserica contemporană accentuează foarte mult harul și atât de mult îl accentuăm încât uităm că există și altceva în Evanghelie. Și da, dragii mei, există har, Dumnezeu caută oamenii, dar nu uitați, nu transformați Evanghelia într-un fel de filozofie a marketului capitalist. Cumva stai acasă liniștit, domnul liniștit, Hristos atât de bun încât o să te caute El la televizor. Dragii mei, Scriptura ne vorbește încă o dată că Dumnezeu onorează căutarea omului. Dumnezeu onorează setea omului, chiar dacă nu l-a înțeles pe Dumnezeu, cum spuneam cuiva zilele astea într-un moment de discuție individuală, chiar dacă n-ai biruit, nu renunța! Când renunți, ai pierdut războiul, dar câtă vreme alergi, câtă vreme lupți, câtă vreme te ridici, câtă vreme îl cauți pe Dumnezeu, tu ești pe drumul cel bun. O, Doamne, dă-ne putere să te căutăm mai mult. Da, Hristos se lasă căutat. Spunea cineva la o stăruință, frate, de 12 ani îl caut pe Duhul Sfânt și nu-l găsesc. Nu e adevărat. Un a zis, bă, nu e adevărat. Nu e adevărat. Cum, frate? Nu e adevărat. Biblia spune că cine caută, înseamnă că nu l-ai căutat. Nu l-ai căutat cum trebuie. Nu l-ai căutat unde trebuie. Se pune o întrebare aici, în pasajul despre înviere, de ce îl căutați pe cel ce este viu unde nu trebuie sau cum nu trebuie. El nu e aici. Îl cauți în locul greșit, îl cauți într-un mod greșit. Isus se arată tuturor celor ce îl caută din toată inima. Așa că, dragul meu, dacă nu-L cunoști pe Isus dacă pentru tine Paștele nu înseamnă ce spunea Pavel, după toți, ca unei stârpituri mi s-a arătat mie, fă ceva, începe să-L cauți și în numele Domnului îți promit, Iisus ți se va arăta și ție. De asemenea, văd că Iisus se arată lui Petru și nu pot să nu observ, dragii mei, poate există printre noi câte un Petru. Dumnezeu are o inimă grozavă, are, are, o pasiune aparte pentru omul căzut. Noi nu putem înțelege puterea de reabilitare a lui Dumnezeu. Și uneori nici nu reflectăm ca biserică dragostea lui în ce privește oamenii căzuți. Dragii mei, Petru este omul care s-a lepădat de Hristos, s-a jurat, s-a blestemat. Între Petru și Iuda nu-i nicio diferență. Amândoi l-au vândut pe Hristos. Unul pe bani, o să fă mai deștept, și altul pe gratis. Însă unul dintre ei primește reabilitarea, o acceptă, unul caută iertarea, unul primește mântuirea, se smerește și altul alege ștreangul. Dragii mei, vreau să vă spun această zi, poate este pe aici un Petru. Și dacă ești aici, frate Petru din Dej, care te încăzești la focul străine, și ai fost cândva ucenic al lui Hristos și te-ai pierdut și te-ai dus, și l-ai vândut pentru bani sau pentru nimic, pentru plăcerile trupului, pentru droguri, pentru băuturi alcoolice, vreau să spun ceva, Dumnezeu are o pasiune specială în a reabilita oameni ca Petru. Și dacă l-au reabilitat pe Petru, eu știu că Dumnezeu reabilitează orice viață. Iisus se arată celor care au nevoie de reabilitare. Și de seară se va vorbi mult mai mult despre asta. Ne rugăm ca Dumnezeu de Paști să reabiliteze pe Petru. Iisus nu rămâne acolo în cer liniștit în, în gloria Tatălui. Își face timp și când se arată femeilor, prima grijă, îi asta, îi spune femeilor, spuneți lui Petru. Nu cumva să-și piardă nădejdea, nu cumva să aleagă drumul lui Iuda, spuneți-o lui Petru că vin să-l caut, vreau să-l reabilitez. Dragii mei, în ultimii ani de slujire m au uimit Dumnezeu, atât aici cât și în altă parte, sunt copleșit să văd, Dumnezeu mi-a schimbat total gândirea despre El. Dumnezeu iubește oamenii mai mult decât m-am imaginat eu. Am întâlnit câteva cazuri speciale atât aici cât și în altă parte, când în urma discuțiilor și a mărturisirilor am zis, omul acesta nu mai are iertare. Nu se poate. Păcate făcute după botez atât de grave, vă spun sincer că treceam pe lângă ei la stăruință și nu mă rugam pentru ei, n-au nicio șansă. Și într-un moment am zis, Doamne, dar dacă Tu nu ești așa ca noi, e adevărat că e pierdut. E adevărat că a făcut de rușine biserica, dar poate tu botezi cu Duhul Sfânt și oameni care au căzut după botez. Sunt eu Dumnezeu? Și mi-am că m -am, m -am, -am, îndrăznit să mă apropii și să mă rog împreună cu astfel de oameni. Era împotriva teologiei mele și culmea Dumnezeu i-a botezat cu Duhul Sfânt. Și am înțeles că Dumnezeu nu-i ca noi. Că Dumnezeu îl caută pe Petru oricând. În orice moment al vieții, la Dumnezeu nu există refuz. Dumnezeu reabilitează orice persoană care își dorește să se pocăiască. Așa că, frate Petru, dacă ești aici, Iisus 100% vrea să te reabiliteze. Mă uit la cei doi de pe drumul Emausului, n-am să lungesc prea mult, oamenii dezamăgiți de care predicam anul trecut, de Paște, duminică, seara, îi caută Hristos, își face timp, oameni dezamăgiți de Dumnezeu, noi credeam că Dumnezeu va lucra așa și așa, așa. Noi credeam că va instaura o împărăție. Noi ne-am așteptat ca Dumnezeu să facă o minune. Hristos a predicat și nimic. Hristos își face timp să caute. Doi oameni porniți pe drumul Mausului, doi oameni care plecau de la părtășie. Și dacă ești aici, dragul meu, și ai plecat pe drumul Mausului, de curând sau de mult, și te-ai îndepărtat de biserică, și te-ai îndepărtat de Hristosul înviat, vreau să spun ceva. Hristosul cel înviat te caută astăzi la dej. Pentru că El se descoperă celor dezamăgiți, celor care sunt disperați. Dumnezeu iubește oamenii. Dacă mergi înapoi în Anticorinten, în capitolul 15, vei vedea că Dumnezeu se revelează oarecum în cercuri concentrice. Asta mi inspiră mie, Anticorinten 15 spune, s-a arătat lui Chifa, da, un cerc mai mic, apoi s-a arătat celor 12, apoi la 500 de frați deodată. Dar cercul arătărilor lui Iisus nu se mai lărgește aici se oprește. Se arată la apostol, se arată lui Iacov, se arată lui Chifa, se arată apostolul de după, adică Pavel și alții, dar se oprește la 500 de frați. Spuneam și cu alte ocazii și revin la aceeași idee. Iisus se arată doar fraților lui. Dacă vrei să cunoști puterea lui, dragul meu, fă tot posibilul ca de sărbător să te apropii de el și să stabilești un legământ, o relație cu el. El se descopere Fraților lui. Nu se arată lui Rod, nu se arată lui Pilat. Eu m-am gândit mai, mai mult la asta. Doamne, dacă te-ai fi arătat lui Pilat, poate că s-ar fi scurtat drumul Evanghelizării Împelului Roman. De ce 300 de ani de suferință? De ce 300 de ani de prigoane și de sânge de martir? De ce predicarea de la om la om, în minoritate, în slăbiciune, când puteai să te arăți la Pilat? Păi nu te-o văzut Pilat alaltă ieri? Nu puteai să-i spui, măi Pilat, dar n-am vorbit noi alaltă ieri? Păi nu ți-am spus eu asta, tu mi-ai zis asta, uite rănile. Nu ți amintești? Păi uite, eu sunt. Ar fi putut Pilat să scrie o scrisoare Imperiului Roman, afla și cezarul și de sus în jos să poruncea să devină toți creștini. Dar nu așa cu cerește împărăția lui Dumnezeu. Iisus nu se arată la Pilat și nici la Irod. El se arată fraților lui. Și te întreb din nou, ești frate cu Isus? Ultimul gând și închei. Mai pun o întrebare și merg din nou la texte. Care este scopul arătărilor lui Isus în Biblie? Și vreau să fac încă o observație biblică. Întotdeauna, când în Scripturi găsim arătările lui Isus, întotdeauna, Există imediat după arătare o trimitere. Întotdeauna. Matei 28, bucurați-vă, a zis, ele s-au apropiat să-i cuprindă picioarele, ei s-au închinat, ar fi vrut să rămână veșnic acolo. Iisus spune nu. Duceți-vă și spuneți. Se arată celor 12 în Matei 28. Când l-au văzut ei, s-au închinat, dar unii s-au îndoit. Iisus s-a apropiat de ei, a vorbit cu ei și le-a zis, toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Duceți-vă și faceți ucenici. Întotdeauna arătarea e însoțită de trimitere. Și toate marile trimitere, așa spunem noi, marea trimitere, Marcu 16, Matei 28, în Luca, în Ioan, chiar capitolul 20, în toate patru, Marea trimitere, mergeți în toată lumea, predicați Evanghelia, este în contextul arătării lui Isus Hristos. Și putem merge și în Marcu, după ce apare lista de arătări, arătările lui Isus după înviere, citite mai devreme, spune, apoi le-a zis, când apoi? După ce s-a arătat. Apoi le-a zis, duceți-vă în toată lumea, propovăduiți Evanghelia la orice făptură. Ioan capitolul 20 este cea mai inclusivă mare trimitere, cea mai frumoasă. Cum m-a trimis pe mine Tatăl, așa vă trimit și eu pe voi. Dragi creștini, nu suntem o categorie de oameni privilegiați de Dumnezeu. Să nu vă imaginați că suntem o rasă superioară în dejul ăsta, că suntem mai inteligenți, mai buni, mai albi la piele. Hristos ni s-a arătat ca să ne trimită cu vestea bună. Cu alte cuvinte, scopul arătărilor lui Isus este să ne motiveze să evangelizăm. Așa că predica de Paște se încheie foarte simplu și sec. Treceți la treabă. Dacă l-ai văzut înviat, l-ai văzut ca să devii evanghelist. Și cine nu face evangelizare nu s-a întâlnit cu Hristosul în viață. Amintesc de o întâmplare haioasă de pe la Bucovina, la o nuntă, cum se obișnuiește la nu să pui bani în plic, cineva a pus și un bilet, sau mai exact doar un bilet, de obicei se pune câte o urare și bani. O deschis mirea ăștia, plicul s-a uitat și banii nicăieri. Nici măcar 100 de lei pentru meniu s au uitat -o și au gândit că căzut 100 de euro. Nu pe bilet scria la treabă. Adică ce cerșiți voi bani? Puneți mâna și lucrați. Ăsta a fost cadou unui nuntaj ciudat. E, cam așa se încheie și predica mea. Frați și surori din Dej, la treabă. Arătările lui Hristos au menire asta să te împuternicească să predici. Orașul nostru e plin de oameni care mor. Crezi că vecinul tău care bea, își bea mințile și sărac și mai needucat, e pentru că ești tu mai inteligent? Nu vezi tu că harul lui Dumnezeu te-a transformat, a dat înțelepciune să faci bani, să nu cheltuiești pe țigări, să-ți iubești soția și copiii, dar nu pentru că ești o rasă superioară. Nu vă uitați de sus la alții. Nu suntem un fel de cerc de burghez în orașul acesta, de oameni superiori. Am fost aleși de Dumnezeu prin har. Și n-am meritat ca să ducem vestea bună la alții. Vă doresc sărbători fericite. Și nu uitați scopul arătărilor lui Hristos. Dacă Isus ți s-a arătat și ție, e pentru că vrea să te folosească. Du-te! și predică. Asta n-a înțeles poporul evreu. Că Dumnezeu i-a ales, nu ca să fie ei the chosen people, aleșii, speciali. Nu ca să creze Dumnezeu o mândrie și o superioritate etnică, care este până în ziua de azi. Ci Hristos, Dumnezeu i-a ales ca să-i trimite cu Evanghelia la neamuri. Și nu și-au îndeplinit mandatul. Și-a ales Dumnezeu biserica. Nu cumva să ne transformăm într-un fel de Israel, Israel reload, da? Israel 2.0. Dumnezeu vrea biserica să ducă vestea că Isus este viu, ca tot să o afle și -o Dumnezeu să mântuiască. Haideți acum să ne ridicăm în picioare, să ne rugăm pentru orașul nostru. Vreau să ne gândim serios la evangelizare. De acum și până la Paștele viitor avem de lucru, trecem la treabă, mergem și predicăm. Dumnezeu să mântuiască dejul, Dumnezeu să ne mântuiască copiii care sunt plecați din biserică, Dumnezeu să mântuiască vecinii noștri și să dea mântuire întregului oraș. Ne rugăm Domnul în sensul acesta și Domnul să asculte rugăciunea.